Mangini, De Paterica, de la Ava Zosima. De ar trăi cineva anii lui Matusalem și nu ar călători pe această cale dreaptă pe care au călătorit toți sfinții, adică a suferi vitejește, necinstire și păgubiri, nu va spori nimic bun, mic sau mare, ci numai ani și va cheltui în zadar. Zisa iarăși Ava Zosima. Odată un frate m-a întrebat zicând: așa de multe sunt poruncile lui Hristos, încât mintea mi se întunecă și nu le pot ține pe toate. Spune-mi, dar, ce să fac? Și i-am răspuns lui: frate, nu te tulbura dintr-o aceasta, ci astfel cugetă și ca pe toate ține-o, adică pe toate cele ce vin asupra ta, cu mulțumire să le suferi și prin aceasta pe toate faptele cele bune le îndreptezi cu lesnire. Că ce fel de osteneală ai a te ruga pentru cel ce te-a scârbit, a săpa pământul, a călători pe cale sau a merge pe cale, sau pagubă de bani a suferi? Mulțumește, dar, necinstindu-te, și te vei face ucenic al sfinților apostoli, care se duceau bucurându-se pentru că s-au învrednicit a se necinsti pentru numele lui Hristos. Iar aceia, adică, ca niște curați pentru numele lui Hristos, iar noi, pentru păcatele noastre, suntem datori a ne necinsti. Și chiar de nu se va necinsti nimeni, necinstiți suntem și blestemați, că blestemați, zice, sunt cei ce se abat de la poruncile tale. Că nu al tuturor este a se necinsti pentru numele lui Hristos, ci numai al celor sfinți și curați, precum am zis, iar celor ca noi este, adică, a suferi cu bună cunoștință acele necinstiri și ocări aduse asupra-ne și a ne mărturisi că cu dreptate suntem necinstiți pentru lucrurile noastre cele rele. Iar sufletul acesta ticălos, măcar că cunoaște lucrurile sale cele necurate și că după vrednicie pătimește orice pătimește, șade, dar amăgind pe a sa conștiință și împletind gânduri asupra fratelui și zicând: mi-a zis mie și m-a necinstit și m-a bagiocorit. Și nu simte nebunul și nepriceputul că pe sine se vrăjmășește și lucrul dracilor îl face, că precum la meșteșuguri meșterul dă meșteșug ucenicului și îl lasă pe sine singur de aici înainte a lucra, și nu are trebuință de a ședea totdeauna lângă dânsul, ci numai la o anumită vreme îl cercetează pe acesta ca nu cumva să se fi lenevit sau să fi stricat ceva, așa și dracii, dacă vor vedea sufletul supunându-se lor, cu lesnire primind gânduri viclene, îi dă acestuia meșteșugul cel satanicesc, adică răutatea și viclenia lor. Iar de aici înainte nu vor mai avea trebuință a ședea lângă dânsul, știind că își ajunge lui însuși spre vrăjmășire și pierzare, ci numai vin la vreme cercetându-l ca nu cumva să se fi lenevit de la lucrul acela pe care l-a luat de la ei. Zicea iarăși Ava Zosima: ce e mai cu lesnire decât a iubi pe toți și a fi iubit de către toți? Care odihnă nu o au poruncile lui Hristos? Că iată, înainte voirea nu pornește spre ele, că de s-ar fi pornit cu darul lui Dumnezeu,
toate i-ar fi fost ușoare, căci o mică plecare a voii noastre pleacă pe Dumnezeu spre ajutor, precum de multe ori am zis, iar fapta bună numai de voirea noastră are trebuință. Precum a zis dumnezeiescul Antonie, și nu este trebuință de vreo osteneală întru toate darul ajutând, derci cel blând și smerit ce odihnă nu are. Cu adevărat, cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii.